Fizicienii de la Universitatea din Amsterdam sunt de părere că egiptenii au mutat blocurile de piatră prin deșert cu ajutorul unor săni uriașe. Nisipul erau dat înainte în așa fel încât alunecarea să fie mult mai ușoară. Cercetătorii au ajuns la această concluzie după ce au decriptat hieroglifele descoperite în mormântul faraonului Jehutihotep, care datează din 1900 înaintea erei noastre. Acestea arată sute de oameni care trag o statuie imensă folosind frânghii atașate de o sanie. Cercetătorii spun că dincolo de modul de transport rămâne încă nedeșifrat misterul modului în care uriașele blocuri de piatră au fost ridicate și puse cap la cap pentru a forma celebrele piramide. Vești bune din spațiu. Robotul Philly, primul obiect plasat de oameni pe o cometă, ar putea să fie reactivat după ce a intrat în hibernare. Un fost responsabil al misiunii Rosetta, Agenției Spațiale Europene, a declarat că jeturile de gaze liberate de cometa Churyumov-Gerasimenko, pe măsură ce se apropie de soare, ar putea deplasa robotul din regiunea umbrită unde se află în prezent, permițând reîncărcarea bateriilor acestuia dacă lumina solară va cădea pe panourile fotovoltaice. Philly, robotul de mărimea unei mașini de spălat, și-a ratat misiunea după ce a rămas fără energie, aterizând în alt loc decât cel prevăzut inițial. Din fericire, robotul a putut transmite câteva informații prin unde radio către sonda Rosetta, care le-a transmis apoi către Terra. Primele rezultate ale misiunii sunt așteptate în luna decembrie, când vor fi prezentate la San Francisco. Experții speră ca robotul să adune date care să-i ajute să descifreze misterul apariției vieții pe Terra. Un australian a devenit o adevărată vedetă în presa internațională după ce și-a propus să străbată continentul pe jos, îmbrăcat în costumul soldaților din Star Wars, Stormtrooper. De peste 18 luni, milioane de utilizatori îi urmăresc aventura pe internet. Scott Loxley este membru în Legiunea 501, un grup de voluntari care își propune să ajute copiii orfani, bineînțeles îmbrăcați în costume din Star Wars. De altfel, aventura sa are scop umanitar. Speră să strângă $100.000 pentru noul spital de copii din Melbourne. Până acum a adunat $22.000. După ce și-a vândut mare parte dintre afaceri către Microsoft, compania finlandeză Nokia pare să renască din propria cenușă. Vrea să lanseze o nouă linie de gadgeturi cu sistemul de operare Android și prețuri mici, cu care speră să revină în prim plan. Prima tentativă este Nokia N1, o tabletă cu o grosime de doar 6,9 mm și o greutate de 318 grame, care seamănă ca două picături de apă cu iPad Mini 3. Gadgetul are un ecran de 7,9 inch, prins într-o carcasă cu iz metalic, ca la HTC One M8. Din imagini, pare că îi lipsesc doar butonul Home și logo-ul Apple, ca să zici că e un iPad. Tableta Nokia N1 va fi lansată în februarie în China la prețul de $249.